Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei, dragi prieteni. Platforma Demnitate și Adevăr vine astăzi cu o declarație legată de așa zisa reformă administrativ-comunitară promovată de guvernarea Dodon. Satele noastre, spunem noi, trebuie salvate de la dispariție. Platforma DA constată cu mare îngrijorare că așa zisa reforma grupului de lucru creat pe lângă guvernul lui Dodon, privind elaborarea conceptului de reformă administrativ-teritorială, se rezumă la reducerea drastică a numărului de primării, o abordare total eronată și chiar extrem de periculoasă pentru soarta satelor noastre și a oamenilor. În această etapă, Republica Moldova are nevoie de un cu totul alt gen de reformă. O reformă profundă în scopul descentralizării și consolidării puternice a autonomiei locale, prin care autorităților publice locale să le se delege maximum de competențe fiscale, patrimoniale și administrative. Mai simplu spus, așa cum se practică în toată Europa civilizată, cea mai mare parte din deciziile care privesc o comunitate trebuie luate de către oamenii care trăiesc în acea comunitate. Asta propunem noi, Platforma Demnitate și Adevăr. Împreună cu colegii noștri din fracțiunea parlamentară, cu suportul autorităților publice locale, facem totul ca o bună parte, o parte importantă din impozitele și taxele să rămână în bugetele locale. Asta înseamnă mai mulți bani în bugetul comunității, asta înseamnă mai multe resurse pentru dezvoltare, pentru apă și canalizare, pentru iluminat public, drumuri, etc. Noi insistăm pe delimitarea urgentă a proprietății unităților administrativ-teritoriale de proprietatea de stat și pe atragerea directă de expertiză și resurse financiare externe, europene și românești, inclusiv prin înfrățirile cu comunitățile românești și europene, pentru dezvoltarea localităților noastre. Platforma Demnitate și Adevăr pledează pentru delegarea mai multor drepturi la salarizarea personalului, precum și descentralizarea maximă a serviciilor publice. Trebuie amintit aici că, într-o perioadă relativ scurtă de activitate parlamentară, Platforma Demnitate și Adevăr a înaintat zeci de inițiative legislative care vizează descentralizarea autentică, reală, benefică oamenilor și localităților lor. Platforma Demnitate și Adevăr a elaborat și înaintat Parlamentului legea care face posibil ca, începând din acest an, satele și orașele Moldovei să păstreze suplimentar în bugetele locale peste 640 de milioane de lei proveniți din impozitele persoanelor fizice. În bugetele satelor, aceste impozite rămân în proporție de 100%, iar în bugetele orașelor, în proporție de 50% sau cu 30% mai mult decât până la votarea și implementarea legii elaborate de Platforma Demnitate și Adevăr. În procesul continuu de fortificare a autonomiei financiare a orașelor și satelor noastre, Platforma Demnitate și Adevăr a propus ca pentru anul 2021 spre bugetele locale să fie redistribuite în bună parte și impozitul pe venit al persoanelor juridice, fapt care ar majora veniturile proprii ale comunităților din Republica Moldova, a satelor și orașelor, cu circa 900 de milioane de lei. Totodată, Platforma DA a înaintat un șir de inițiative legislative privind reintroducerea în lista atribuțiilor autorităților locale a unor funcții notariale, majorarea substanțială a fondului de dezvoltare regională, redistribuirea parțială a taxei pentru exploatarea resurselor naturale către primării și extinderea drepturilor asociațiilor autorităților publice locale în procesul consultativ cu autoritățile centrale. În acest context, în calitate de președinte al Platformei Demnitate și Adevăr și candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, reiterez angajamentul nostru ferm
de a implementa principiul descentralizării veritabile cu extinderea maximă a drepturilor autonomiilor publice locale în conformitate cu rigorile Cartei de la Paris. Platforma Demnitate și Adevăr dezaprobă categoric intenția de a micșora arbitrar și autoritar numărul de primării și cere de urgență delegarea funcțiilor și atribuțiilor menționate autorităților publice locale, acțiune care trebuie preventiv consultată cu CALM, Congresul Autorităților Locale din Moldova și alți reprezentanți ai societății civile și ai mediului de experți. Toate aceste reforme propuse de noi, cei din Platforma Demnitate și Adevăr, permit dinamizarea procesului de dezvoltare comunitară a Republicii Moldova. Platforma DA îndeamnă toți concurenții electorali din cursa prezidențială să se expună tranșant acum pe subiectul reformei administrației publice locale. Descentralizarea și reforma administrativă garantează un grad sporit de autonomie comunităților noastre și nu permit statului de tip autoritar, autocrat și oligarhic, așa cum este astăzi statul condus de Igor Dodon, să mențină pe verticala puterii controlul deplin al tuturor finanțelor Republicii Moldova. Igor Dodon dorește ca toate deciziile să fie luate într-un singur cabinet. În cabinetul lui, aspect care nu face altceva decât să păstreze și chiar să sporească dependența oamenilor de puterea adunată toată în decizia unui singur om, a unui singur individ. Iată de ce Platforma Demnitate și Adevăr dorește exact contrariul. Pentru toate comunitățile noastre, deoarece democrația autentică presupune libertate, drept la inițiativă și autoadministrare locală după modelul românesc și european. Aceste diferențe esențiale de abordare permit oamenilor să înțeleagă anume cui îi pasă de drepturile, libertățile și aspirațiile lor și cine sunt cei care vor cu orice preț ca Republica Moldova să nu se schimbe, ci să rămână captivă intereselor lor personale și de grup. Pe final, vreau să fac un apel către toți primarii din Republica Moldova, indiferent de culoarea politică, indiferent de ideologia pe care o împărtășesc, să fie alături de Platforma Demnitate și Adevăr în demersul nostru de descentralizare reală a Republicii Moldova. Fiți alături de noi, pentru că noi am fost și rămânem mereu alături de oameni. Vă mulțumesc și îl rog pe Alexandru Slusar, vicepreședintele Parlamentului și al Platformei Demnitate și Adevăr, să vorbească despre inițiativele noastre, mai ales că este unul dintre promotorii acestor inițiative în calitatea sa de deputat și de președinte al grupului nostru parlamentar. Mulțumesc! Bună ziua, stimați cetățeni! În special salut primarii și consilierii locali din peste 900 de primarii, întrucât mesajul cu care noi azi venim este foarte important pentru localitățile Republicii Moldova. Satele, mai multe sate din Republica Moldova sunt în pericol. Și asta trebuie de spus tranșant, toți să înțeleagă ce se urmărește. Cu părere de rău, guvernarea iară calcă pe aceeași greblă. Am impresia că 30 de ani această greblă se poartă cu guvernarea, special că se calce pe ele. Iar toată reforma descentralizării și consolidării autonomiei locale se rezumă doar la micșorarea mecanică a numărului de primării. Așa văd cei de la guvernare viitorul perspectivă a Republicii Moldova. Se examinează diferite variante de micșorare numărului de primării, dar cel mai des se vehiculează că din 900 primării să rămână numai mult de 300. Ar fi o catastrofă pentru zonele rurale din Republica Moldova. Noi iară, adică nu noi, dar guvernarea iară pune
carul înainte boilor. Reforma administrativ-teritorială este ultimul și nu cel mai important element în procesul descentralizării. Descentralizarea prevede un șir de acțiuni, un șir de delegări ai atribuțiilor de la centru în localitățile și numai după asta pot să analizezi, să vezi dacă e nevoie de reformă administrativ-teritorială și cum ar trebui să arate Republica Moldova. Înainte de a lua ceva de la satele noastre, care și așa sunt nedreptățiți timp de 30 de ani, trebuie întâi de a oferi ceva. Și iată, acest lucru lipsește cu desăvârșire. În loc să fie transmise toate atribuțiile fiscale maximale către autoritățile locale, în loc să fie delimitată proprietatea, la moment nici 30% din proprietatea, din acțiunile de delimitare, obiectele care aparțin satelor și care se află în proprietatea de stat, nu s-au făcut. Lacuri, terenuri agricole, terenuri neagricole, iată, acest proces merge foarte lent. Dar aceste bunuri ar aduce niște venituri suplimentare de miliarde de lei pentru autoritățile administrației publice locale. De mult ar trebui să fie dezlegate mâinile administrației publice locale în sporuri, alocarea premiilor pentru angajații din sursele proprii, dacă ei dispun de aceste surse. Nici asta nu se poate. Atragerea mai multor proiecte externe, direct, către localitățile rurale, dar nu dirijarea acestor proiecte din centru. Aceste și multe alte lucruri se impun să fie implementate pentru a asigura descentralizarea reală, autonomie locală și acordarea serviciilor, mare majoritate serviciilor publice acolo în satele noastre, autentificarea dreptului de proprietate, pașapartizarea, evidența populației și multe alte lucruri pentru care acum populația este nevoită să meargă în cel mai bun caz în centru raional, dar deseori în Chișinău. 30 de ani guvernarea a urmărit acest scop, concentrarea maximală resurselor la dânșii, astfel încât să vină primarii, să pupă mâna prim-ministrului, președintelui de partid sau altor persoane și să schimbe loialitatea cu voturi acordate pe investiții. Platforma, da, în scurta noastră istorie politică și mai ales parlamentară, are cu tătă altă abordare. Descentralizarea este receta împotriva dictaturii. Este posibilitatea ca oamenii să fie stăpâni adânci acolo în sate și să nu indice cineva din centru unde trebuie de construit drumul, să fie drum bun sau nebun, să vină cineva să măsoare cu degete aceste drumuri, localitățile trebuie să aibă pârghiile necesare. Și platforma, da, tot timpul a venit cu asemenea abordare. S-a spus aici că datorită platformei, da, anul curent, 100% din impozitele pe venit persoanelor fizice în sate și 50% în orașe rămân în bugetele locale. Același lucru propunem și pentru impozit pe venit pentru persoanele juridice. Redistribuirea taxei pentru resurse naturale, desconcentrarea maximală serviciilor în teritoriu, oferirea posibilității primăriilor să aibă salarizare suplimentară pentru oameni. Participarea mai activă asociațiilor, administrației publice locale în procesul consultativ. Asta este dezideratul platformei DA. Și noi rugăm pe toți primarii. Și așa cum a spus domnul Anastasie, indiferent de coloratura politică, să ne ajute cu idei, cu proiecte, să ne pună umărul că noi să descentralizăm autentic Republica Moldova. Asta este unica perspectivă. Și care spune că numai decât primăria trebuie să aibă 7 sau 8 mii, este o incompetență. Vă aduc exemplu României, unde orice localitate poate să aibă primărie, așa cum și în Republica Moldova, începând cu 1500 de lei. De 1500 de cetățeni. Iată,
Dezideratul platforme, da. Voința platforme, da, este una foarte fermă. Noi n-a să permitem încă un experiment. Noi am văzut ceea ce a fost la sfârșitul anilor 90, la ce a adus, la revenirea la raioane și la stagnarea mai multor procese de descentralizare ca reacție repulsivă la ceea ce s-a întâmplat fără gândire. Ajunge cu experimente. Platforma DAO să facă tot posibil pentru a bloca lichidarea satelor și pentru să fie pornit un proces consultativ veritabil, cu calm, cu alți reprezentanți ai societății civile și întâi de toate, timp de 3 ani, cu primarii, cu consilierii, întâi de toate, timp de 3 ani, să delegăm maximum funcțiilor în teritoriu, să asigurăm procesul descentralizării, procesul administrativ, fiscal, patrimonial și doar după asta putem discuta restul întrebărilor. Asta este poziția fermă noastră și noi am vrut să facem, să arătăm, să venim cu acest mesaj pentru toate localitățile noastre. Fiți exigenți, deoarece, într-adevăr, în centru se urmărește scopul lichidării localităților. Și totodată, de atâta noi și cerem ca toți concurenții electorali să spună clar, tranșant, franc, dacă ei susțin descentralizarea, dacă ei văd descentralizarea, așa cum vede platforma DA. Mulțumim frumos. Dacă sunt întrebări, vă rog să le puneți. O precizare. Reforma pe care o vedem noi, o vedem doar într-o strânsă cooperare cu primarii din întreaga Republică. Din acest proces, primarii nu pot fi excluși, ci dimpotrivă atrași în mod plenar împreună cu consilierii din satele, din comunele, din orașele Republicii Moldova, cu mediul de experți, cu același calm, Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări? Nu. Mulțumesc frumos. O zi cât mai frumoasă.